Salutare, pariuri! Am revenit cu primele pronosticuri pentru luna septembrie oferite de colegii mei de pe site-ul biletul zilei.com. Rămâneți alături de mine până la final pentru că am să vă prezint și două bonusuri fără depunere de care puteți să beneficiați în această perioadă. Oroșazi Pick Szeged. Pick Szeged va debuta în noul sezon pe terenul celor de la Oroșazi, echipă care în stagiunea precedentă s-a clasat pe locul 12 din 14 formații. Până acum, echipa oaspete a câștigat toate partidele directe fără probleme. Nu a contat dacă a evoluat pe teren propriu sau în deplasare, de fiecare dată impunându-se cu o diferență consistentă pe tabela de marcaj. Cele două echipe s-au duelat ultima dată în urmă cu 3 săptămâni, într-o partidă amicală, Szeged câștigând cu 16 goluri avans. Szeged are la dispoziție un lot stelar care va dori să demonstreze că reprezintă o forță în handbalul masculin încă de la primul meci al sezonului. În opinia tipsterului Florin 1981, toate premizele duc la o victorie categorică a lui Szeged. Prin urmare, pronosticul lui este handicap Szeged minus 8,5. Houston Dynamo, Minnesota. Cele două echipe se vor întâlni joi dimineață la ora 3, iar tipsterul Red se așteaptă să vedem un meci spectaculos. Gazdele au marcat 11 goluri și au încasat 13 în cele 7 meciuri disputate până acum, în timp ce oaspeții au înscris de 14 ori și au încasat 11 goluri. Ambele echipe au fost implicate în multe meciuri cu scoruri mari, așa că tipsterul Red recomandă pariul peste 2,5 goluri. Carolina Pliskova, Carolin Garcia. Andrei Bratu mizează pe victoria jucătoarei din Cehia la o diferență de cel puțin 4 game-uri. Pliskova se simte mai bine pe suprafața hard în acest moment, servește foarte bine, lovește în forță, iar acest lucru o va deranja pe Garcia, care este posibil să facă foarte multe greșeli. Pliskova este principala favorită de la US Open, iar Andrei Bratu consideră că aceasta își va respecta statutul. Wade revine cu pronosticul din basket, alegând partida decisivă dintre Rockets și Thunder. Jucătorii din Texas au avut avansul necesar pe final în meciul trecut, însă nu au reușit să închidă seria, cei trei jucători importanți de la Oklahoma marcând coșurile decisive. Moralul este acum solid în dreptul jucătorilor de la Thunder, în timp ce la Houston au apărut cu siguranță câteva reproșuri după meciul anterior. Tipsterul nostru prevede o partidă extrem de echilibrată și alege handicapul de plus 7,5 puncte pe echipa care poate să surprindă în această fază, Oklahoma Thunder. Jessica Pegula, Kristen Flipkens. Jessica a reușit o mică surpriză în primul tur, eliminând-o pe Buscova în tie-break-ul decisiv. Acest rezultat îi oferă un moral excelent în vederea unui parcurs bun în acest turneu, americanca traversând oricum o perioadă bună pe hardul american. În opinia lui Tennis Tipster 92, Flipkens este o jucătoare mult mai accesibilă decât Buscova, iar Jessica ar putea obține o victorie mai ușoară. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe un prim set câștigat lejer de Jessica și propune pariul pe handicapul la game-uri în primul set, Jessica Pegula, minus 1,5. Maritzburg, Orlando Pirates. În ciuda faptului că Africa de Sud nu are un campionat foarte spectaculos, tipsterul BMG consideră că la acest meci putem vedea cel puțin două reușite. Orlando luptă în acest final de sezon să prindă locul 3 și va da totul pentru a-și realiza obiectivul. Prin urmare, nu va putea să abordeze meciul decât ofensiv. De cealaltă parte, Maritzburg nu are ce pierde. Va juca relaxat, iar din aceste motive, BMG recomandă pariul 2-4 goluri. După cum v-am spus la începutul clipului, pe lângă un bonus de 50 de lei fără depunere pe care îl puteți obține la Betano dacă dați click pe linkul de mai jos, cei de la MaxBet Casino au pregătit un bonus exclusiv. În cazul în care nu ai cont la MaxBet Casino, dă click pe linkul atașat în descriere, înregistrează-te, verifică identitatea contului, scrie la cod bonus codul 70 Faraon și vei primi 70 de lei pentru a juca la slot-uri online gratis.
Sper să vă fie de folos cele două bonusuri și să începeți luna aceasta cu bilete verzi, iar până data viitoare nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați la canalul nostru.